vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi suntem pe contul lui Culcea și are 27.000 de trofee, bine, 27.000, aproape 600, dar cu siguranță o să facem noi astăzi și mai special și mai interesant de atâta este faptul că l-are pe Byron! Mamă! Ia uitați-l! Ia uitați-l și vă întrebați, da, cum de îl are pe Byron? L-a cumpărat! A dat 350 de gemuri pe el sau sal? Nu! Vulpițelor și vulpișorilor! L-a picat! L-a picat din boxuri! Nu știu exact din ce, dar îl las pe el să ne scrie acolo în comentarii și o să vedem. Ideea este că i-a picat! Nu e super tare? Mamă! Și bineînțeles că o să dau meciuri cu Byron, pentru că abia așteptam să mă joc cu acest brawler incredibil. Vreau să mă uit un pic și pe shop să văd dacă s-a mai adăugat una alta pe aici. Nu știu care era cadoul de astăzi, că nu-l mai văd. În fine, probabil că nu era nimic interesant. Și hai să ne concentrăm pe Byron, pentru că este super tare, vreau să-l pic și eu din boxuri și o să dau prima dată un match pe solo la 27.000 de trofee, ca boșii, nu? Bun, o să-i bat pe toți, nu contează câte trofee are, pentru că vulpița supremă, știți doar, mă descurc în orice situație. Așa, hai să vedem. Mamă, stai să vedem cum să-i luăm. Stai că nici nu știu atacurile. Mamă, stai așa. Am emoții comoții. Du-te bă de aici și lasă-mă. Din păcate n-am reușit să strâng nicio cutiuță. Ce mă fac? Și ăștia cred că sunt tare puternicoși aici. Eu așa cred. Că sunt tare puternicoși, trebuie să merg și să găsesc pe cineva așa, mai slăban, mai pe moarte, așa, ca să-i dau bucata, că altfel nu știu de unde mai fac eu rost de power. Mamă, stai așa, că mă urmărește. Periculos aici, aș putea zice. Sper să nu mă prindă Mortis între timp. Așa. Nu mai știu ce făcea ultimata. Îmi pun ultimata la loc. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hai să vedem. E Crăciun aici. E Crăciun pentru că ne jucăm cu Byron. Am văzut unde s-a dus. Am văzut unde e cel de sus. Faza că toată lumea o stă în buș. Da, nu știu, dacă mă bagă-s mâncată, aștept să se bată alții ca să sar și eu după aia la bătaie. Mai sunt? Mamă, că stare nouă, nu veni aici. Mamă, măcar l-am spart pe ăsta, am făcut și eu de un power. Stai așa. Bă, nehaliților, stați așa, vă băgați pe mine care săraca de mine. Să vă fie rușine, uite ce puțin power am. Yay! Dar l-am spart, mă! Cu tot cu puțin power. Genial, nu? E genial, mă miră că chiar... Bine, pe ăsta nu mai am cum să-l bag, cred. Nu-s convinsă. Trebuie să mi se mai facă din viață, că altfel sunt rip... Te mi s-ar face ultimata! Mi-ar plăcea. Ah! Poate dacă aveam ultimata, ieșeam pe locul întâi. Dar oricum a fost bine, nu? Forță la trofeele astea să ieși pe locul 2. Respect sau ce? Vulpițelor și vulpișorilor, să-mi scrieți în comentarii cât de entuziasmați și entuziasmate sunteți voi vulpițelor de acest nou brawler. Mie îmi place foarte mult, abia aștept să-l pic și eu pe contul meu și să fiu acolo super, super forță. Ne uităm puțin aici pe contul lui Culcea, pentru că avem ce vedea. Ia uitați, Axa, nu știu ce am zis, m-am bâlbâit, nu contează, când am văzut cum arată aici, e tot galben așa frumos, ne place. Hai să vedem, de exemplu, ce skin-uri are. Mamă, n-ai skin pe Spike? Mă mir. Da, uite ce skin are pe Crow. Așa. Îți curioasă ce skin-uri o să bage pe Byron. Adică,
Până la urmă, este un brawler mitic și cu siguranță la un moment dat o să bage și skin pe Byron și mi se pare super tare. Așa, hai să vedem ce să mai vedem pe aici. Ce mai are Culce interesant? Hai să vedem, cred că este în clubul lui Houdini. Da, este în clubul lui Houdini, este și vicepreședinte. Și ce putem zice decât că contul lui merită 10+. Am zis că singurul cont care o să primească nota 10 sau conturi o să fie contul acela care are absolut toți brawlerii picați, cumpărați, cum o fi ei, da? Cu atât mai mult cu cât îți picați e mai tare, cum să zic, satisfacția pe care o ai și să fie așa maxați. Deci, Culcea, pot să zic că în sfârșit am găsit contul de 10+. Felicitări! Mamă, că o are și pe Amber, ia uitați, o are și pe Amber. E perfect, nu? E minunat! Dă-mi-l mie, Culcea! Glumesc! Să te bucuri de el, știu că ești local, nu mai știu pe ce loc. Nu mai știu exact unde trebuie să mă uit. Ah, cred că aici. Ah, este 76 pe locul 76 local. Felicitări încă o dată, deci vulpițelor și vulpișorilor, cu siguranță episodul acesta merită o grămadă de like-uri de la voi. În primul rând l-ați văzut pe Byron, știți că se poate pica Byron din experiența lui Culcea și sper să îmi pice și mie și vouă, tuturor, să ne pice acest minunat Byron pe care cu toții îl așteptăm și o să mai dau bineînțeles un match pentru că, de ce nu? Hai să dăm pe duo. A, tu ai ajuns la 29.000 și ți-o scăzut? Mamă, că nu m-am uitat deloc. Mamă, nu vine să cred. Mamă, dar cum de ți-au scăzut așa mult trofeele? Deci Culcea au ajuns până la 29.000. Dar i-au scăzut. What? Nu știu cum de. Deja îmi place gustul ăsta, îmi place să mă joc la trofeele astea, parcă. Încep să mă învaț așa să joc la trofee strong. Mișto, parcă e mișto. Te văd aici. Asta era fantoma din aia. Da. Camera. Le joacă, Star. Bravo. Stai. Ok. Crow, avem atac asemănător, așa că stai chili. A murit. Te că am plecat de acolo. Așa, rezistă, mamă, că mai stătea echipe în viață, deci ai super mare grijă. Bravo, ce bine o joacă, Star. 5, 4, 3, revin și eu imediat. Mamă, super forță.
Super, super forță. Yeah. Forță, forță, forță. Chiar îmi place. Eu văd, eu spușesc pe col la tine și eu la mine ciuciu. Dar mai vreau încă un match. Îmi place, îmi place. Îmi place să mă joc cu Byron. Chiar îmi place. Mișto cu Byron. Le vreau și eu. Mamă, mamă, ce mult mi-a dat, ce mult mi-a dat. Ce rău îmi pare că nu le-am prins noi. Îmi pare rău că nu am reușit să le prind. Ai grijă. Mamă. Nu, ai grijă. Să nu facă vreo șmecherie. Bun. Aoleu. Nu știu ce să zic. Prea multă lume acolo. Să vedem ce fac ăștia. Am putea să ne băgăm pe ăsta, zic eu. Sau pe ăsta. Stai așa. Stai, bă, de aici. Aaa, firă tu să fii de gangsta. Are numele gangsta. Mă, că probabil bate, nu cred. Ce netare. 3, 2, 1, revin și eu. Îl bate, mă-i bate. Mem. Wow. Nebunie, nebunie, bă, nu alta, nebunie. Super tare, nu? Mamă, tot pe locul 1. Tot pe locul 1 suntem. Tot forță suntem, aș putea zice. Hai încă o dată, te mai ține, Star? Cred că zice Star, mamă, ce bine joacă culcea asta. Se pricepe, Star. Mamă. Hai că acum dacă prinde mai multe cutii, suntem boși. Boși de boși. Mă duc să le iau pe celelalte. Iau și pe asta. Mamă, deci acum eu cred că e și pe locul întâi, că am prins multe cutii. De obicei, de sărăcie nu prinde. Vedem ce încearcă ăștia să facă cu noi. Hai că de data asta o facem fain. Ce pui de aici? Te ajut, te ajut. Opa, stai că te-am ajutat dacă e. Ok. Bun. Mamă, Piper asta mă enervează de... Așteptăm să revină. Ta na 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 na. Mhm.
Lasă, mama. Hai, ce tot fac acolo? Mă enervează auto ăsta, că dă tot aiurea. Ma, bă, ce priceput e, star. Ce priceput e, mă. Da, na, 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 na. Deci, vulpițele și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să vă abonați, like, share și subscribe aici. Pa, pa!